Catena susține obiceiurile, tradițiile și cântecele românilor. Farmacia inimii, Catena. Pate extra de la Ghita. Bunătăți din România. Doamnelor și domnilor, mergem Lucian, mai departe. Lucian, ia uite ce am primit. Pate extra de la Ghita. Oi, da bunii, mă, oameni buni. Luați că e pentru toată lumea. Hai, băieții. Acum repede, că se dă repede. Poftă. Ghite, că urmează... Ce urmează? Urmează partea a doua. Doamnelor și domnilor, orchestra Lăutarii din Chișinău, dirijor maestru Nicolae Poptros.
Mă înclin și uite așa, ne alinăm dorul, maestre, domnilor, doamnelor. Mulțumim foarte mult pentru această suită extraordinară. Deschidem această parte și aș vrea să fac o pledoarie pentru valoare, pentru cei față de care trebuie să arătăm respect. Valoarea, indiferent de problemele timpurilor pe care le traversăm, rămâne în picioare. Doamnelor și domnilor, e un timp în care ne revenim după o pandemie care ne-a îndepărtat unii de alții. Dar sunt convinsă că prin tot ceea ce înseamnă valorile noastre, ne putem reașeza unii lângă ceilalți, pentru că muzica, făcând parte din ceea ce înseamnă sufletele noastre, ne aduce din nou împreună. E ceea ce ne propunem la Vedeta Populară și mulțumesc tuturor valorilor care aleg televiziunea română, pentru că știu că aici sunt așezați acolo unde merită. Calitatea de artist este respectată întotdeauna în această instituție și pentru asta Iuliana Tudor, cu modestie, garantează. Vă mulțumesc din suflet pentru sprijin, pentru că ne sunteți alături în aceste programe extraordinare spre bucuria celor de acasă. Dumneavoastră, prietenii noștri telespectatori. Acum revin la Vedeta Populară. Mulțumesc, maestre! Știți că ne emoționăm tare când suntem împreună și poate că e important în timpul acesta să mai vorbim un pic despre ce e cu adevărat valoros. Au rămas așadar în concurs doar 3 protagoniști. Cursa pentru trofeul Vedeta Populară continuă. Marele premiu de 100.000 de lei așteaptă să fie transmis de către Catena, farmacia Inimii, sponsorul principal al emisiunii noastre. Mulțumesc de asemenea sponsorului Banca Centrală Cooperatistă, Credicop și băncilor cooperatiste afiliate. Ne-au ajutat, vă reamintesc, să fim hidratați cu o combinație excepțională de pH și alcalinitate, sponsorii noștri Perla Moldovei, cărora le mulțumim pentru apa oferită. Ne-am întors cu partea a doua, așadar, din finala sezonului 6 Vedeta Populară. Cele 3 finaliste rămase în concurs au de interpretat de această dată o melodie foarte cunoscută din zona pe care o reprezintă. Le dorim succes și să începem așadar cu Oltenia. Andreea ne-a mărturisit că e foarte fericită să cânte în concurs o piesă pe care o iubește foarte tare. Să o ascultăm așadar pe Andreea Dinu cu piesa Dealul Ideal și Valea-i Vale. Și mândritată, măi, măi, măi mândră
Andreea, s-a terminat finala, s-a terminat concursul, gata pentru tine, emoțiile s-au dus. Hai aici în față să auzim ce spune juriul. Cu cine să începem, Niculina? Te rog. Mi-a plăcut foarte mult. Piesa asta eu aș fi văzut-o cântată la simț. E adevărat că cu orchestra Lăutarii e mai dificil. Maestru, de fiecare dată îi spun, eu vreau să cânt la simț și dumneavoastră îi spune, mai da, te rog, noi cântăm cu orchestră. Te rog. Nu cântăm acum așa cum îți vine ție prin Oltenie. Sunt foarte bucuroasă că Oltenia este în finală și că, uite, noi avem aici în finală Suceava, Olt și Bihor. Și sunt foarte emoționată că tu reprezinți sudul țării prin Oltenia. Mă bucur că ai ales piesa asta și mă bucur că ai cântat-o într-un mod mai neaoș, așa. Frumos, mi-a plăcut. Mulțumim. Bogdan, te rog. Ce variantă ți-ai ales pentru acest cântec? După ce variantă ai studiat? Eu l-am ascultat pe domnul Lică Militaru. Mă bucur că ai ales acest cântec și vreau să te felicit. Acum că am văzut și ultima probă la care am avut niște emoții extraordinare, aș vrea să te felicit pentru tot parcursul tău în acest concurs și mai ales pentru repertoriu. Ești concurentul cu cel mai bine ales repertoriu din ce am văzut eu. Mi-ai cântat Iancu Jeanu, mi-ai cântat Dragostea, mi-ai cântat Bulgărește și te-ai pregătit. Ai cântat la prima probă cântecul ăla și te-ai apropiat de Gabi Luncă și aici mi-ai venit cu o sârbă din perioada interbelică cu Dealul Ideal și Valea Vale. Bravo ție! Halal de cine te-a făcut și te-a crescut așa frumos! Mulțumesc! Bravo. Mulțumim, bravo, mulțumim! Bravo. Grigoreleșe, vă rog! Da, a fost frumos. Ea a ales cântecul acesta, i s-a potrivit pe voce, i-a sunat glasul, a fost bine. Da. Mulțumim frumos, Elizețean! Draga mea, într-adevăr, tu ai foarte multe calități. Cu certitudine, aceste calități te vor ajuta să ajungi acolo unde îți dorești. De fapt, unde îți dorești să ajungi? Că înțeleg că ție îți place matematica. Eu am vrut să am meseria mea de bază și muzica să fie pasiunea mea, adică nu vreau să o tratez ca pe o meserie, ca pe ceva... Va trebui să mergi, poate, la concerte? Cum eu vei cred că reuși o să mă descurc. Cred că o să mă descurc. Păi avem doamne exemple, ajută. Doamna Eliza, Irina Zoican este medic și sunt atâția dintre colegii noștri. Cred că jumătate, vorbim de profesii pe care le au în paralel cu scena și le împart foarte bine. Da, ai dreptate. Ai cântat foarte bine și la a doua probă. Felicitări. Mulțumesc. Cornelia, te rog. Ar fi mare păcat să lași undeva pe locul 2 cântatul, pentru că ești foarte talentată, trebuie să fii conștientă că sunt foarte multe fete care și-ar fi dorit ca Dumnezeu să fi pus în gâtul lor curzile astea vocale minunate pe care le-a pus la tine. Vreau să fii conștientă de asta și să fructifici ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Îți doresc să urmezi calea asta. Succes, draga mea! Urmez. Mulțumesc! Mulțumim, draga noastră! Gata! Vom vedea cum rămâne la final. Mulțumim foarte mult, mulțumesc succes! Și eu. Continuăm finala cu o melodie valoroasă din Bihor, zona natală a următoarei concurente. Este o trăgănată care, spune ea, reprezintă întreaga simțire a omului de rând, omul de la sat. Era o vreme când oamenii cântau cu fiecare ocazie fericită sau tristă din viața lor, pentru că muzica are puteri vindecătoare. Să o ascultăm pe Bianca Diana Popa. Dezacordat, are ceva. Că și eu am trăgănat.
foarte frumos. Draga noastră, se termină emoțiile aici și pentru tine. Hai să auzim ce spune juriul. Grigore Leșe, vă rog. Proba aceasta zice șlagăr. Păi șlagărul ăsta poate să fie un șlagăr înregistrat și să aude pe toate ulițele. Numai că domnișoara a venit cu o chestie cu pretenții. Doina din România este șlagăr în lume. Este în patrimoniu UNESCO. Iar ea a venit cu o tărăgănată, pentru că în zona Bihorului nu este doină. Și știu este... că ați și solicitat asta. Sigur că da. Și atunci, dacă eu văd un tânăr, de la probă la probă, că îi umblă mintea și vine cu lucruri profunde, eu n-am decât să încurajez povestea aici. Foarte frumos a fost. Felicitări! Bun. Eliza Stan, vă rog. A fost într-adevăr foarte bine. Bianca este o interpretă care cântă foarte bine și cântă cu știință, pentru că știm că este la Academia de Muzică. Singurul minus, dacă pot să-l numesc așa, deci este un minus mic, este faptul că fluierul a fost acordat un pic diferit. Dar în rest, da, această trăgănată este, de fapt, un șlagăr al zonei Bihorului. Bravo! Mulțumim! Nicurina! Noi suntem aici 5 membri în juriu și fiecare dintre noi avem o anumită viziune despre cel care ar trebui să fie vedeta populară la final. Din punctul meu de vedere, tu trebuia să vii cu o piesă de Bihor care să impresioneze, ceva care să îmbucure nu numai auzul prin inflexiunile pe care le faci, asta am văzut, deja m-am lămurit că tu poți să faci lucrul acesta. Eu vreau să văd dacă tu știi să te joci ca o vedetă, cu publicul, cu orchestra, cu dansatorii în jurul tău, cu scena în general. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, să fii vedetă. Altfel, tu ai cântat foarte bine. Mulțumesc, Cornelia. Și mie mi se pare că să cânți o doină, un cântec doinit, este mai potrivit pentru atunci când vii și te prezinți pentru prima oară la vedeta populară, atunci când vrei să treci următoarea etapă. Una peste alta, ai cântat foarte bine, te felicit pentru tot parcursul tău la vedeta populară și îmi doresc și pentru tine să faci o profesie din asta, din cântat. Îți doresc succes! Mulțumesc din tot sufletul! Mulțumim! Bogdan? Mie mi-a plăcut ce ți-ai ales acum pe final și că tot venea vorba de parcursul tău în acest concurs. Dacă concurentei precedente i-am spus că m-a bucurat extrem de mult repertoriul, la tine ce mă bucură cel mai mult e că te rețin ca act artistic. Culoarea fluierului pe care am auzit-o și la început, am auzit-o și acum la sfârșit. Una peste alta mi-a plăcut și te felicit, cred că ți-am mai spus-o, dar simt nevoia să o repet, pentru inteligență și pentru intuiția ta artistică deosebit de timpurie la vârsta de 18 ani. Felicitările mele! Mulțumesc din suflet! Mulțumim și succes, Bianca! Ne vedem mai târziu!
cam părinte, așa, aveți un procent din încasările copilului în cazul în care câștigă? No, nu, e munca ei, munca ei. Păi sigur, dar nu e datorită dumneavoastră aici, nu, până la urma urmei. Eu o sprijin cât pot. Dacă eram eu mama ei... Hey! Dacă era mama ta, trebuia să primești și un procent în cazul în care câștigi mare de premiu. Păi mama ta a zis că nu are. N-o să-i dau niciun premiu. Ea a zis că n-are nicio pretenție. N-are nicio pretenție, o cunosc. Dar recunoștința care mea... Care-i partea ei din mare de premiu, păi, în cazul în care câștigi? O parte destul de mare, adică... Un concediu? Un concediu? Da, doar merge, voi două merge. Sau... Merge mama în două frățioră. Și fratele meu. Dar unde mergeți? În Thailanda. Acolo își dorește Bianca. Dar e sezonul musonic acum, ce se face? Te plouă acolo, te zăpăcește. Pe tradiție. Pe tradiție. Doamnă, ce faceți astăzi dacă fica noastră câștigă vedeta populară? Păi îmi plâng. În primul rând de bucurie. Poți să spun eu ceva? Da, da. Mai entertainment așa. Te rog. Bun. Mie mi-a zis afară. Așa. Se bată. Și n-am văzut o viață până acum. Și că nu trebuie mult, pare, practic. Ce aveți de gând să serviți, doamnă? Un vin. Un vin, da. Îi place la Bianca. Un vin sec, roșu? Roșu. Noi îi băurăm baftă. Baftă. Ai riscat. Ai riscat? Ai riscat. Și atenție, riscat. Să consumați multă apă înainte. Da, și după. Da? Vă rog. Să aveți grijă. Da? Bine. Baftă. Acum, dacă baftă. Mă opilez puțin, baftă. Nu conduc, așa că e ok. La revedere. Când a început să studieze muzica, a cântat pentru prima oară melodia pe care a ales-o pentru cea de-a doua probă. Au trecut mulți ani de atunci, dar cântecul a rămas în sufletul ei. Sunt Ziana Ștefan, speră să-i poarte noroc în această seară. Să o primim! Căi, să jucați bătuta, măi, să jucați bătuta, măi, ia ca așa și așa. Nu m-am vârful și-n calcăi, să s-audă pisti, băi, să s-audă pisti, băi, ia ca așa și așa. După copză și vioare, tra-la-la-la, ia ca așa, să scotim mora afară, ia ca așa și așa. Câte unu, câte doi, tra-la-la-la, ia ca așa, fii bătuti, măi, plăcăi, ia ca așa și așa. Măi flăcăi, a strigat o dată, hei! Hei, 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 hei! Așa-mi place și măi flăcăi! Lăsați ora după mine, că eu știu ca să duc ghini, că eu știu ca să duc ghini, ia ca să-s așa. După mine, ghinișor, și-o-l lațit la picior, și-o-l lațit la picior, ia ca să-s așa. După mine, moldoven, tra-la-la-la, ia ca să-s așa. La noi, la fădiceni, ia ca să-s așa. Țineți fără rată, rată, tra-la-la-la, ia ca să-s așa. Să mai strigați încă o dată, ia ca să-s așa. Măi flăcăi, a strigat o dată, hei! Hei! Nu prea-mi place, măi flăcăi! Hai la horă, măi flăcăi, să jucați bătuta, măi, să jucați bătuta, măi, ia ca și așa. Nu mă mărcur și calcăi, să s-audă peste băi, să s-audă peste băi, ia ca și așa. După copță și vioare, tra-la-la-la, ia ca așa, să scotim mora afară, ia ca și așa. Câte unu, câte doi, tra-la-la-la, ia ca așa, așa-i ora pe la noi, ia ca și așa. La comandă, măi flăcăi, a strigat-o dată, hei! Hei, 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 hei! Așa-mi place, măi flăcăi, tra-l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 a
Gata, sunt Ziana, s-a terminat concursul și pentru tine. Mulțumesc, junilor, mulțumesc încă o dată. Asistent coregraf Alesia Sas, coregraf Silvia Macrea. Mulțumim foarte mult junilor Sibiului și orchestrei Lăutare din Chișinău, maestrului Bodgros de asemenea. Hai să auzim ce spune juriul. Bogdan, te rog. Ai cântat o bătută. Mie nu prea-mi place clișeul ăsta de ducere către bătute. Dar poate că așa sunt eu. Am investigat suficient de multe arhive moldovenești.
de folclor, încât să mă prind că treaba asta cu bătutele a venit așa de vreo 20-30 de ani și am intrat în acest clișeu de domne, dacă vine moldoveanca, e chiar așa. În Moldova se cântau cântece bătrânești, se cântau și îndeosebi de la fălticeni. Dar tu ai interpretat foarte, foarte bine, poate că e o chestie de gust a mea. Mulțumim, Cornelia. Vreau să spun că acest moment a fost exploziv. Cindrelu, Juni, Sibiului au fost extraordinari. Maestru Nicolae Botgros împreună cu lăutarii, tu ai fost strălucitoare. Deci acum nu mai fost nevoie să vină cineva să zică ai încredere în tine, zâmbește. Nu! Acum ai intrat cu lumină și cu bucurie. Tu ești o bucurie, sunt Ziana, și te felicit cu tot dragul. Mulțumim. Mulțumim. Grigore Leșe, vă rog. O melodie simplă. Și repetabil așa. Nu știu unde să o încadrez, în ce structură, în pentatonie, în hexacordie, în moduri. Putem să discutăm dacă e șlagăr sau nu. Dom'le, v-am spus, șlagăr poate să devină și o melodie care n-are valoare. Nu. Aici ei trebuie să vină cu șlagăr, cu piese cunoscute. Cu șlagăr, numai adică că piesa asta e foarte simplă și mie nu mi-a plăcut. Punct. Bun, Elize Stan? Mie mi-a plăcut foarte mult, pentru că este, într-adevăr, un șlagăr arhicunoscut, înregistrat cu foarte mulți ani în urmă în studioul radio difuziunii române de Nelu Huțu. Iar Sânziana, mie mi se pare că l-ai interpretat absolut impecabil. Bravo! Niculina? În primul rând ai zâmbit, ceea ce pentru noi este o evoluție în ceea ce te privește. În al doilea rând este șlagăr. În al treilea rând, evoluția noastră, pentru că noi evoluăm și odată cu noi evoluează și muzica și ea capătă niște schimbări, da? Textul este clar pus pe o bătută moldovenească, tocmai pentru a-l scoate în evidență, pentru a-i ajuta pe cei din jur să înțeleagă. Dom'le, asta e bătută ca să înțelegeți că eu cânt cu vocea, da? La nunți, la botezuri, la tăieri de moți, prestăm un serviciu pe care luăm niște bănuți. Au început oamenii să ceară, domne, cântă-ne, ia uite jocul ăsta, dar nu ne cântă și nouă solistul ceva? Păi ca să poată să cânte pe o bătută, au trebuit să pună cuvinte. Și atunci nimic din ceea ce ai făcut tu aici nu este greșit. Dimpotrivă, este minunat, este extraordinar, este de excepție. Dacă mai zâmbești odată, gata, ai terminat finala scăpaș. Sunt Ziana, gata, succes! Doamne ajută, ne vedem mai târziu! Aici a sfârșit concursul Vedeta Populară, dar spectacolul continuă. Până când juriul decide cine merită să câștige acest sezon, vă invit să urmărim câteva momente artistice pregătite de fiecare dintre jurații artiști aici, la Vedeta Populară. Cel mai nou jurat din familia Vedeta Populară visează să audă tot mai mulți tineri cântând la cobză și descoperind cântece vechi, cântece de o mare valoare emoțională și artistică. Bogdan Mihai Simion a aranjat pentru Taraf câteva structuri bătrânești din Mușcel și speră să-i urmeze gestul cât mai mulți interpreți, pentru că, spune el, doar așa putem conserva tradițiile. Doamnelor și domnilor, Bogdan Mihai Simion. Am ales pentru finală să interpretăm două structuri muzicale din Mușcel. Amândouă au fost înregistrate de doi lăutari celebri din Bolțești de Argeș, unul se numește Alexandru Cercel și celălalt Ion Nițoi. Au fost imprimate în perioada interbelică și le-am aranjat pentru un taraf de patru, ei erau doar doi, o vioară și o cobză, respectiv pentru țambal de concert, contrabas, cobză și acordeon. Păi vară, vară, primăvară, când să te mai vedem, iar. Băi, trec cu vara, nu știu, ui, venitoa, n-aș o vazui cu mândra îmi petrecui, cu mândra îmi petrecui, mă. Și-am s-o las la primăvară, până-mi o da ghiocei să mă jeluiesc la ei, ca la frățori de-ai mei, ca la frățori de-ai mei, mă. Thank you.
vară, 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 muma noastră. Ia-mi zăpada după coastă, măi, și mi-o face rotocoale numai când pot sta în picioare să-mi văz feciorei pe-afară, copilașii în pielea goală și pe mândranișoară. Și pe mândranișoară, zburând ca o căprioară, suritoare căprioară, nouficoață și marchioală. Scoală-te-n două picioare și-mi rade codru pe poale, rade-mi poala codrului și foaia, și foaia rogozului, și foaia rogozului, mă, e să vă zâmbat ca altului, să vă zâmbat ca altului, mă. Unde oltul se cotește și apa să vâltorește, ciocănește-mi, pocănește, hai duși ca aici potcovește, cu potcoave cu nouă coți, cum și-a de bine la hoți, cu cuie de sârmă-ntoarsă, să-mi ție la piatră arsă, să-mi ție la piatră arsă. Cucuile de oțele, bate bine la mușele, bate bine la mușele. Foaie verde a mărgărite, fire arceasă a furisit, nene. Fire arceasă a furisit, fire arcă n-ar fi să zic, dar când plecai de la râmnic, lăsai râmnicul înflorit de garoape-n bobocit, de fetițe ocolit. Și mă duc la câmpul lung, al dracu să fiu n-ajung, nene. Și mă duc la câmpul lung, al dracu să fiu n-ajung, da, foicică șunecară, câmpul să-i piciorul-n scară, șapte mândre-mi leșinară, șapte mândre-mi leșinară. Când pusă-i și pălălant, căzură toate pălat. Când pusă-i și pălălant, căzură toate pălat. Am avut bucuria să cânt alături de trei lăutari minunați. Cornel Neacșu, acordeonist splendid, originar din Licuricii de Gorj, Nelu Răducanu, țimbalist la a patra generație, tatăl lui Răducanu senior a cântat cu Gheorghe Zanfir la jumătatea anilor 70 la Paris, iar Ghiță Coadă, care e realmente o legendă, contrabasistul pe care am avut bucuria și onoarea să-l am alături, este fiul marelui contrabasist Titi Coadă și nepotul naistului Fani Căluca, dirijor la Palatul Regal, înainte de plecarea regelui Mihai din țară. Cornelia și Lupu Rednic și-au propus să aducă pe această scenă câteva momente memorabile ale folclorului din Maramureșul Voievodal. Piese vechi din repertoriul câtorva interpreți care nu ar trebui uitați niciodată. Ioana Petreuș, Titiana Mihali și Ion Petreuș. Momentul este susținut alături de Junii Sibiului. Doamnelor și domnilor, Cornelia și Lupu Rednic!
ție că-ți pică frunza, mă. Da-mi curgătoare și curățătoare. Ți-am adus pită și sare. În apa ta curată de izvor se oglindesc frumoase chipuri de feciori. În noaptea florilor de sânzâiene culegem flori din văi și din poienă. Una mândră azi o-n fa, pe casă sus o-m arunca, ursita noi ne-o vom afla. Hei, fete, aruncați coronițele pe casă și apoi să vedem care dintre voi asimnireasă. M-am legat și eu de una subțirică ca și struna. De noi puteau ajuca ce rușine m-am mâncat. Mă lovă cu mândra, drumul lovă cu mândra. Ei,
cântat o doină din repertoriul Ioanei Petreuș. Este o doină pe care n-am mai auzit-o cântată de nimeni. Apoi am cântat o piesă din repertoriul Titienei Mihali. Iar pentru final am ales o învârtită din repertoriul Fraților Petreuș. Asta am vrut să fie din partea mea. Un omagiu pentru cei care nu mai sunt și prin asta să arăt tinerilor că trebuie să ne ducem puțin înapoi și să preluăm aceste melodii, pentru că ele nu trebuie să moară. Niculina Stoican a adus în finală toată Oltenia. A strâns lângă ea un grup de 20 de tineri entuziaști de la atelierele de folclor Maria Tănase. Totul într-un tablou muzical dedicat Mehedințiului. Doamnelor și domnilor, așadar, Niculina Stoican! Coboară la Cerna și să iei un jurământ, că n-ai să mă lași nicicând și ai să iubești până mori ai mei frumoși ochișori. Vrei să fii cu mine și să faci un jurământ, că n-ai să mă lași nicicând și ai să iubești până mori ai mei frumoși ochișori. Și să faci un jurământ, că n-ai să mă lași nicicând și ai să iubești până mori ai mei frumoși ochișori. Ce? M-a făcut cu magi-n drag, la-i la-la-la-la-la-la, ce gen drag tot ce s-a drag.
și-o șpină, la-i da, la-i da, la-i da, porunțel și fără frică, la-i da, la-i da, la-i da, ăsta-i dansă-i ungurică, vine, mă, vine! Auzi, mare, auzi, mă, auzi, gâne cum s-a dat la muierea văduvă! Șo, 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 șo! Mi-am dorit ca în momentul meu să fie prezent mehedințul prin cântec, pentru că este bucățica aceea din Oltenia care este a mea. Mi-am dorit să am alături de mine toată Oltenia. Și atunci am adus tinerii de la atelierele de folclor ale ansamblului folcloric Maria Tănase. Noi acolo nu avem o școală de vedete. Noi acolo îi învățăm pe copii să se întoarcă în timp în familiile lor și să-și caute rădăcinile. Asta mi-am dorit, să arăt în momentul meu cât de frumoasă este Oltenia, cât de frumoasă este România, cât de frumos este ce facem noi aici. Îl vedem de foarte multe sezoane în spatele mesei juraților, cu o expresie mereu concentrată, mereu atent la ceea ce se întâmplă în fața domniei sale. Dar locul în care Grigore Leșe se simte cel mai bine este aici, pe scenă. A pregătit pentru finală un moment cu piese din ritualul de nuntă, cu toate elementele pe care i-ar plăcea să le regăsească la concurenți. Doamnelor și domnilor, Grigore Leșe, pe scena vedetei populare. La, 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 când aș inunta mândrii-o moi, culca așoi durni, pe pragul bisericii, să văd cine m-a trez, de m-a trez mireasa, atâta e viața. De m-a trez mirele, atâta e zilele. Lai 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 lai. Luminosul mândru soare vrușel să se însoare peste tetă umbla, 9 ani ocotea și până țara ungurească și până țara ardeleană, până și prin cecrișană și unul așa afla plăsamă, s-o lapa mării mai la palatul de cristal unghe, sora sânziană s-o lucruie, tu Ileană sânziană de albăzina florilor, drăguța feciorul, este vremea să mă însor. Fată, nu aflu ca tine, hai cu nună-te cu mine, după cine ai venit, dacă îmi faci tu astăzi mie. Mureș cu să suferească să încurgă fărina în casă, nu mă mână o sucit, toate astea s-au gătit. Și-o întrebat-o a doua oară, tu Ileană sânziană de albăzina florilor, drăguța feciorul, mi-este vremea să mă însor, fată, nu aflu ca tine, hai cu nună-te cu mine, după tine ai venit, dacă îmi faci tu astăzi mie pot de aur peste mare și pe marginile lui, pot de aur de-a câmpâi și prin rămurele tăi de aur păsărele. Nu mă mână înturnat, toate astea s-au gătat. Și-o întrebat-o a treia oară, tu, Ileană, sânziană de albăzina florilor, drăguța feciorul, mi-este vremea să mă însor. Fată, nu aflu ca tine, hai cu nune cu mine, după cine eu venit, dacă îmi faci tu astăzi mie scară de aur până la cer să te sui și să întrebi, voi orez de el ție, soră, să mă iei soție. După scară, într-una și de nuntă s-o găta, când la biserică ajung, tăte icoanele prânda, icoana preacestii din fundul bisericii, te plângea și suspina și din gură cuvânta, nu ești popă cu dreptate să cunun soră cu frate. Mireasa s-a îngălbenit din biserică ieșit, după pot o dat un mare, s-a făcut un pește mare. Dumnezeu mâna o întinde pe pește de coadă, îl prinde și-l aruncă cât clipește. La înălțimile cerești, când lucește luna sus, soarele-i de mult a pus, luminosul mândru soare, o vrut și el să se însoare.
Să aibă mireasa noroc. Bravo! Ce frumos! Mulțumim, domnule Leșe. Mă bucur să ne revedem aici, pe scenă, de această dată. Da. Atenție, n-am venit cu recital. Am venit cu un moment. Când vorbim despre un recital, Grigore Leșe, lucrurile se schimbă esențial. Pe imediat o dăm în spectacol și le spun să cântăm cântecul Maestre. Cu Bucovina la prima vista, fără să repetăm, să vedem Maestre? Ce este. Sol minor. Să dăm una șașe. Cântă cu bucată-l vina de răsună Bucovina. Cântă cu bucată-l vina de răsună Bucovina. Cântă cu rădăuz de răsună-n Cernăuz. Bucovina, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori? Bucovina, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori? Au fost duși în altă țară, dar se întorc la primăvară. Muncilor cu creasta rară, nu lăsa straja să piau avară. Muncilor cu creasta rară, nu lăsa straja să piau avară. Dacă pieri straja voastră, a pieri și țara noastră. Și de asta. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumim și noi, maestrului Bodros, lăutarilor dumneavoastră, doamnelor și domnilor, Grigore Leșe! Doamne ajută! Mulțumim, orchestra, sănătate! Juriul a decis cine este următoarea vedetă populară, câștigătoarea sezonului cu numărul 6. Să intre în scenă cei trei finaliști rămași în concurs. Dragele noastre, parcursul vostru la vedeta populară se încheie, iată, în această seară. Îndrăznesc să spun, ca gazdă și producător al acestui show, că avem în voi trei câștigătoare. Vă doresc succes, să ne revedem cu bine tot aici pe platourile televiziunii române și nu numai, în programele noastre. Iar acum, doamnelor și domnilor, să auzim care este decizia juriului. Aștept cu nerăbdare anunțul câștigătorului. Sper să fiu eu, evident. Eu vreau să fiu împăcată cu mine și acum sunt. Sper să fiu și după ce se va anunța cine a câștigat. Am emoții și le accept pentru că știu că sunt normale, mai ales în momente de tensiune. Eu mă văd vedeta populară. Sper să mă vadă la fel și cei de acasă și inclusiv juriul. Am emoții foarte mari, îmi bate inima de nu știu ce se întâmplă cu mine. E o presiune foarte mare și o tensiune foarte mare în momentul ăsta. Sper din suflet să fie bine. Doamnelor și domnilor, vom afla acum cine ocupă locul 3 în finala vedetei populare sezonul 6 de la Bogdan Mihai Simion. Pe locul 3 în sezonul 6 al concursului Vedeta Populară este Bianca Diana Popa. Bianca, locul al treilea, așadar, în finala aceasta.
Felicitări oricum pentru tot parcursul tău aici la Vedeta Populară, pentru lucrurile minunate pe care le-ai adus pentru public și pentru noi. Și ești de-a noastră, ca să spun așa. Sunteți parte din echipă, așa cum am spus, și abia aștept să ne revedem. Succes, Bianca! Bravo, Bianca! Bravo, bravo! Bravo. Bun! Andreea și Sânziana. Și vom vedea cine este câștigătoarea trofeului Vedeta Populară în sezonul 6. Ne va spune acest lucru Elize Stan. Ne aflăm, iată, la finalul unui sezon extraordinar. Un parcurs minunat pe care l-au avut toți concurenții care s-au prezentat la acest show de televiziune. Tocmai de aceea ne-a fost foarte greu nouă, membrilor juriului, să decidem cine este câștigătorul fiecărei ediții în parte. Ne-a fost foarte greu la semifinală, ne este și mai greu la finală. Andreea și Sânziana ne-au impresionat prin toate prestațiile artistice pe care le-au avut de-a lungul întregului concurs. Din păcate însă, este un singur câștigător. Și acela este... Andreea Dinu. Andreea Dinu câștigă sezonul 6 Vedeta Populară! Doamnelor și domnilor, o invit aici pe doamna director Alina Marinescu din partea Catena, sponsorul principal al emisiunii, pentru a oferi premiul și trofeul Vedeta Populară. Nu-mi pare rău că nu am câștigat. Mă bucur din suflet că am avut ocazia să cânt cu o astfel de orchestră, cu Lăutare. Mă bucur că i-am avut pe Junii Sibiului alături de mine. M-am simțit foarte bine aici și cred că pentru mine a fost unul dintre cele mai frumoase lucruri care mi s-au întâmplat în carieră. Bine ați revenit! Am dat startul și deja s-a terminat acest sezon. Vă invit săptămâna viitoare să urmărim împreună cele mai bune momente din acest sezon. Pentru că doar la TVR1 toată România e populară! Toate cele bune! După cum vedeți, nu mai văd de drag. Nici nu mă mai stăpânesc. Nu. În mine să sar în sus, să fac, nu știu, ceva. Să mă rostogolesc ceva. Numai să scot toată fericirea asta. E peste măsura mea, adică mă depășește nivelul peste. E ceva ce n-am visat că se va întâmpla. Bravo, felicitări, bravo! Ca
Catena susține obiceiurile, tradițiile și cântecele românilor. Farmacia inimii, Catena.